E greu când nu sunt doi părinți. Copiii sunt nefericiți. Poate au fost zile când s-au întrebat: oare de ce tata stă separat? E vina mamei, e vina lui. Cred că e timpul să încep să le spui cum ai greșit, să le explici. De ce dintr-un an stau opinul la bunici? De ce nu le zici? De ce? Să știi adevărul cum e. Cam cât crezi că poți să mai taci? Mărită-te, nu-mi pasă ce faci. Atât vreau, nu-i mai folosi monedă de schimb pe copii. Am ajuns să plătesc, să stau cu copiii mei. Ce mamă rea, ce mamă rea, ești pentru ei. La binele lor nu te gândești, mă faci să cred că nu iubești. Nu-mi dau seama ce ai cu ei, sau faci așa că sunt ai mei. Dacă i-aveai altcineva, poate că nu făceai așa. Mă pedepsești, îi pedepsești. Suflet trist, cât mai poți să te umilești așa? Copiii tăi nu meritau o mamă rea. Acum, după greșeala ei, sufăr eu și copiii mei. Timpul înapoi nu mai am copii cu el. Aș îndura și foc și ger, altă mamă să le ofer. Că nu e drept tot ce trăiesc, cât să plătesc.